Într-un pahar pregătim o soluție de clorură de mercur. O sare, fiind a mercurului extrem de toxică, și adăugăm puțină apă, preferabil distilată sau deionizată. În celălalt pahar adăugăm iodură de potasiu. E suficient. Adăugăm și aici apă până la dizolvarea completă. Suficient. Amestecăm să dizolvăm fiecare sare. Deci aici e o dură de potasiu. Aceasta este foarte solubilă în apă, s-a și dizolvat. Și clorura de mercur. E puțin mai greu solubilă aceasta în apă. Și acum adăugăm soluția de clorură de mercur peste soluția de iodură de potasiu. Observăm formarea unui precipitat portocaliu, chiar un portocaliu aprins. Vom filtra pentru a obține iodura de mercur, acest precipitat portocaliu, pe hârtia de filtru. Deci pe noi ne interesează nu filtratul, care este clorura de potasiu. Aceasta este o reacție de schimb. Și anume, mercurul face schimb cu potasiu. Ne dă deci iodură de mercur, acest precipitat portocaliu, și clorură de potasiu care este conținută în această soluție filtrată. Am obținut aici precipitatul roșu, portocaliu roșiatic, observați, un portocaliu intens, de iodură de mercur. Din acest precipitat voi lua puțin și voi pune pe o sticlă de ceas. Dau drumul la spirtieră, aprind spirtiera. Și așezăm precipitatul de iodură de mercur, care, observați, la temperatura camerei are culoarea portocalie, și o încălzim. Iodura de mercur prezintă un fenomen foarte interesant numit termocromism, și anume, la temperatura camerei are o anumită culoare, care deja ați observat-o, portocaliu roșiatic, iar la temperaturi mai ridicate, de peste 129 de grade Celsius, își va schimba culoarea, se va modifica tot în iodură de mercur, dar galbenă. Există în comerț vopseluri care au această proprietate de a schimba culoarea în funcție de temperatura aerului și temperatura la care sunt expuse.
Dar, bineînțeles, acestea nu sunt pe bază de iodură de mercur, care, fiind un compus al mercurului, este toxic. Aceste vopseluri sunt vopseluri organice, acrilice, care să nu fie toxice pentru organism. Se fac și tricouri cu astfel de vopseluri, care își schimbă culoarea în funcție de temperatura corpului nostru. De-abia acum s-a uscat, că n-am mai așteptat să se usuce. Și acum va începe încălzirea. Deja, aici pelicula care a fost mai subțire de iodură de mercur, observați că și-a schimbat culoarea de la portocaliu intens la galben. Încă puțin și forma portocalie a iodurii de mercur se numește alfa, forma galbenă la temperatură de peste 120 de grade Celsius este forma beta. Dar, repet, este aceeași substanță. Uite, a trecut deja de la portocaliu mai stins la galben. Prin răcire, iodura de mercur, observăm că a redevenit la temperatura camerei la culoarea portocalie roșiatică, portocaliu intens. Deci fenomenul este unul reversibil.